Bună tuturor, să aveți un an nou fericit, plin de sănătate, iubire, bucurie și tot ceea ce vă doriți voi și vă urez să fie un an plin de realizări, iar la sfârșitul lui să bifați acolo fiecare obiectiv pe care îl realizați. Și m-am gândit eu așa ca pentru prima parte a acestei luni să filmez niște videoclipuri cu care, să zicem, eram datoare, pentru că vreau să închei socotelile cu 2017. Așa că primul este haul-ul de Black Friday, de care voi m-ați tot întrebat. Da, Black Friday a fost acum mult timp, dar nu am avut cum să filmez clipul acesta mai devreme, pentru că în primul rând am așteptat să-mi sosească toate comenzile, iar apoi am avut o perioadă foarte aglomerată la facultate, au venit și sărbătorile cu pregătiri și curățenie și știți și voi lucrul acesta, a venit și mama mea în țară și am avut și o problemă de sănătate, așa că nu am avut cum să filmez acest video mai devreme, dar am decis că tot vreau să-l fac, pentru că îl consider foarte util, nu doar că puteți să vedeți ce am luat eu și să vă inspirați sau nu știu, să aveți idee cam ce ați putea cumpăra voi anul acesta de Black Friday, dar puteți să faceți o comparație între reducerile de Black Friday din 2017 și cele care vor fi anul acesta. Apropo, dacă pe parcursul videoclipului părul meu o ia rasna și mai iese câte o șuviță, îmi cer scuze, dar n-am ce să-i fac, n-am cum să-l controlez. Și revenind, m-am gândit ca în prima parte a videoclipului să vă spun experiența mea cu fiecare site în parte, de unde am cumpărat eu, pentru că majoritatea cumpărăturilor le-am făcut în online, doar un singur lucru l-am cumpărat dintr-un magazin fizic și de-abia apoi, după ce vă vorbesc de experiența mea, o să vă arăt cumpărăturile făcute, așa că o să vă inserez acum aici pe ecran minutul la care voi puteți sări în cazul în care vă interesează să vedeți doar ce mi-am cumpărat eu și nu vreți să mă auziți vorbind despre Black Friday pe diverse site-uri. Acum că am menționat toate lucrurile acestea, haideți să trecem direct la treabă. După cum am spus, mai întâi vă voi spune despre experiența mea cu fiecare site în parte. Am dat comenzi pe mai multe site-uri, am dat pe Elefant, pe Sephora, pe MAC, pe MAC, pe Makeup Shop, pe Stradivarius, pe Zara. Așa că o să le iau pe rând și o să vă zic câte 2-3 cuvinte despre fiecare. Și cred că ați observat că la noi Black Friday-ul, pot să zic că a fost împărțit în două, pentru că unele site-uri au băgat reduceri în penultima săptămână din noiembrie, iar altele au băgat, cum este normal, în ultima săptămână din noiembrie. Și o să vă zic mai întâi de Stradivarius, ei au avut reduceri în ultima vineri și au dat drumul la reduceri la ora 10 seara. Deci joi la ora 10 seara ei au dat drumul la reduceri și cred că au ținut promoția aceasta doar în vinerea respectivă, din câte mi-amintesc. Și au fost super ok, site-ul a mers foarte bine, n-am avut nicio problemă, mi-am găsit mărimile și, mă rog, lucrurile pe care le-am dorit, dar nu toate au fost la reducere, au fost câteva lucruri pe care ei le-au selectat și reducerea a fost destul de micuță, mi se pare că 20 sau 25%, dar pentru că eu doream acele lucruri de ceva timp, am zis că mai bine aștept până la Black Friday și le iau atunci, chiar dacă este o reducere micuță acolo, totuși există și pot să economisesc niște bani astfel. Comanda a ajuns în mod normal, cum ajunge la ei, adică în 5 sau 7 zile lucrătoare. În termenul acesta ajung comenzile lor la domiciliu, știu că este un termen cam mare, dar asta e. Cei de la Zara au avut la fel reduceri, dar cred că au dat drumul undeva dimineața, vineri de dimineață și tot la fel în ultima săptămână din noiembrie. Și la fel ca pe Stradivarius, au avut o reducere de 20 sau 25% la produsele pe care le-au selectat ei, iar printre toate lucrurile acelea, și erau destul de multe lucruri interesante la reducere, pe mine m-a tentat o singură bluză pe care o văzusem de ceva timp în Zara și o probasem, dar nu eram sigură dacă o să o iau sau nu. Și când am văzut-o la reducere, am cumpărat-o imediat și am pus comanda să-mi vină la magazinul din orașul meu, pentru că livrarea era gratuită și a venit în timpul menționat pe site, deci nu a întârziat sau ceva. Deci la fel de mulțumită am fost și de ei și cam acestea au fost site-urile în materie de haine, accesorii, încălțăminte. Am dat o comandă și pe site-ul celor de la Elefant, pe mine m-au interesat doar cărțile lor. Știți că v-am mai zis că eu de obicei îmi cumpăr cărțile de la Elefant pentru că le găsesc mult mai ieftin acolo. Mi se pare că au un preț super ok și de obicei le cumpăr când au reducerea aceea de 50%, dar am zis să le urmăresc și de Black Friday ca să vedem dacă vor avea o reducere mai mare. Unele dintre cărțile pe care eu le-am luat aveau o reducere puțin mai mare decât este în mod normal când au reducerea aceea de 50%, dar nu a fost ceva substanțial, iar unele cărți care erau în general așa mai ieftine, să zicem undeva între 10 și 20 de lei, au avut reducere chiar de 3 sau 5 lei,
ei, deci o reducere super mică, dar pentru că mi le doream foarte mult, am zis că dacă tot dau comandă să le iau și pe acelea. Deci de pe Elefant am luat foarte multe cărți, dar în rest nu m-a interesat nimic, au avut reduceri destul de bunicele din câte am văzut la cosmetice, la parfumuri și ce nebunii mai au ei pe site și au dat drumul la site din câte mi-amintesc eu pe la 12 noaptea, ce-i drept când mi-am plasat comanda de cărți, deci mi-a dat bătăi de cap pentru că li se îngreunase site-ul și nu-mi dădeam seama dacă am adăugat sau nu o carte în coșul de cumpărături și trebuia să mă duc să verific și apoi când ieșeam iară treia să am răbdarea naibii să plasez comanda pe Elefant, dar după 2 ore cam așa am reușit să-mi plasez comanda pe Elefant. Dacă o să mai iau anul acesta cărți de Black Friday de pe Elefant, nu, n-o să mai îmi iau. Mai bine la fel urmăresc pe parcursul anului reducerea aia de 50% și aia e. Pentru că din punct de vedere al reducerii este cam același lucru și măcar nu mai mănânc nervii încercând să plasez o comandă. Dar dacă vreți să vă cumpărați alte lucruri de pe site-ul lor, da, merită să așteptați până la Black Friday. Alt site care m-a scos din sărite a fost Emago. Am stat până dimineața, cred că până la ora 7 să deschidă site-ul și aveam salvat în wishlist 2 lucruri. Site-ul, evident că atunci când a fost dat drumul, a mers extraordinar de greu. Eram hotărâtă, știam ceea ce vreau să iau, dar hei, nu mai era un stoc! Cum Dumnezeu? Nu știu, așa că a trebuit să mă orientez la un alt aspirator, pentru că eu voiam să-mi iau un aspirator și un aparat de călcat din acela vertical. Usesem aparatul în coș de cumpărături, era în stoc și când am văzut că nu mai este aspiratorul, am zis ok, vreau neapărat unul, așa că o să mă uit pe site să găsesc altceva. Și până m-am uitat eu pe site și nu vă gândiți că mi-era prea mult timp să mă decid să-mi iau un aspirator, pentru că nu voiam cine știe ce. Ce credeți? S-a epuizat stocul la aparatul de călcat, așa că am rămas doar cu aspiratorul. Și aia a fost, comanda a venit super greu, cred că în 2 săptămâni parcă, și am pus-o să vină la sediul din orașul meu ca să nu plătesc livrare, pentru că nu cumpărasem decât aspiratorul și nu era o sumă mare și am stat la o coadă infernală la mine în oraș, la sediu. Deci vă rog frumos, angajați pe altcineva acolo la EMAG sau puneți mai mulți oameni la ghișeul ăla, mai ales de Black Friday. În fine, sunt mulțumită că a sosit aspiratorul, l-am folosit de multe ori, este foarte bun, chiar super ok. Iar în ceea ce privește reducerea la acest aspirator, nu a fost extraordinar de mare, adică din câte am mai văzut, puteai să găsești pe parcursul anului același aspirator cam la același preț. Cu toate că v-am zis anul acesta, chiar am zis să le pun în wishlist și doar dau acolo și le adaug în coș, dar se pare că toată lumea a vrut aspiratorul pe care îl voiam și eu și aparatul de călcat pe care îl voiam și eu, dar hei, asta e. Deci cu asta am rămas de pe site-ul celor de la EMAG și pentru că îmi doream foarte mult aparatul de călcat, m-am dus în vinerea aceea și în Carrefour parcă, exact acolo în supermarket și am căutat aparatul de călcat pe care, hei, l-am găsit tot la 200 de lei cât era și pe EMAG, așa că n-am mai stat pe gânduri și l-am luat direct și de când l-am și pe el, l-am folosit super mult și o să vi-l arăt imediat. Ah, și ce am putea să menționez este că cei de la EMAG au avut Black Friday în penultima săptămână din noiembrie, iar acum vorbim despre site-urile cu produse cosmetice, evident, am dat o comandă pe site-ul celor de la Sephora, m-a tentat super mult oferta lor, a fost mult mai bună decât cea din 2016. Au avut 30% reducere la anumite palete de machiaj selectate și pe mine mă interesau 2, în special una, și anume Naked Heat, dar au avut și 30 sau 40% reducere la parfumuri și reducere tot la fel, cred că de 30% la anumite produse selectate. Eu m-am dus spre pe site-ul celor de la Sephora pentru paleta aceea de la Urban Decay, dar n-am mai fost pe stoc. Vreau să țineți cont că de la 12 noapte, eu am stat pe site-ul lor, am dat refresh, cred că a durat o oră până am dat drumul la site, nu mai știu chiar sigur, și când au dat drumul a mers super greu, toată lumea cred că era pe Sephora în momentul acela și ei la fel au avut Black Friday-ul în penultimul weekend din noiembrie și cu toate că am stat eu așa la pândă, tot am pierdut paleta pe care mi-o doream, așa că am zis să-mi iau cu toate acestea altă paletă și mi-am luat o paletă foarte interesantă de la Kat Von D, pe care chiar nu-mi pare rău că am dat banii, dar tot am rămas cu gândul la Naked Heat și în legătură cu livrarea chiar mi s-au părut că au fost foarte ok, cred că mi-a sosit comanda în 2 zile, cam așa. Deci au fost ok cei de la Sephora, doar că mi-aș fi dorit să aibă stocul mai mare la paleta aceea, pentru că oferta lor a fost foarte bună și vă dați seama că oamenii au dorit să își cumpere palete de machiaj în special, așa că asta e, să sperăm că anul acesta o să mențină oferta aceasta și poate o să vină cu oferte și mai bune sau o să mărească selecția de palete. Au avut reducere și cei de la MAC, mi se pare că au avut 25% reducere și
eu nici nu știam că o să aibă și ei Black Friday, pentru că de curând, adică de 2-3 luni maxim, au dat drumul la site și acum ne putem cumpăra produsele lor și online, nu doar din magazine, ceea ce este super. Și nu mă gândeam că vor avea Black Friday și m-a anunțat o prietenă de-a mea, hey Georgie, mersi încă o dată că mi-ai zis. Mi-am cumpărat 3 produse, dintre care unul nu era la reducere, dar îl voiam eu neapărat, dar mi s-a părut ok reducerea lor și livrarea la fel a fost destul de rapidă, în 2 zile, tot cam așa. Și ei au avut reducere și în prima vineri de Black Friday, ca să zic așa, dar și în cea de-a doua. Dar eu am plasat comanda aceasta în prima și site-ul lor, să știți că a mers așa și așa, adică mi se blocase foarte rău după ce am adăugat produsele în coș, nu mai mi-apărea butonul de finalizează comanda și nu vreți să știți cum am stat eu pe telefon, pentru că eu eram la cumpărături în momentul acela, să caut să apăs pe butonul acela ca să-mi plasez și eu comanda, deci atât îmi doream. Și până la urmă, după vreo oră de stat cu telefonul și tot reîncărcat pagina și așa, am reușit și o să-mi plasez comanda la ei. Și bineînțeles, ultimul site de unde mi-am făcut cumpărăturile de Black Friday este Makeup Shop. Cum să existe Black Friday și să nu plasez eu o comandă pe site-ul lor, să fim serioși? Chiar nu mai plasezem de mult timp o comandă la ei și am zis că dacă tot e Black Friday și chiar au reduceri ca lumea, și vă recomand să vă uitați pe site-ul lor când este Black Friday, adică toată lumea pe site-ul lor, de ce să nu le îngreunăm site-ul, ce naiba? Pentru că da, și de data aceasta site-ul de la Makeup Shop a mers foarte greu și m-am enervat super, super tare, pentru că eu am stat trează de la 12, eram acolo pe site-ul lor și tot dădeam refresh la pagină ca să dea drumul la site la 7 sau 8 dimineața. Deci nu vreți să știți, am dormit în reprize, mierea să nu pierd startul și să ratez produsele pe care le voiam și pe care mi le pusesem în wishlist, deci doar trebuia să mă loghez. După ce am reușit să mă loghez și eu dimineața, ce credeți? Au schimbat interfața la site, nu mai îmi știam datele de logare, abia mi le-am amintit și am reușit și eu să mă loghez. Deci ăla a fost jocul maxim și pe lângă asta produsele nu mai erau un wishlist, așa că a trebuit să stau să le caut din nou pe tot site-ul. Am zis că mor când am văzut asta. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dacă ați plasat comandă la ei, dar dacă da, scrieți-mi în comentarii. Dar oricum, după toți nervii aceia pe care i-am avut, efectiv m-a bunit râsul căutând produsele acolo din nou pe site și până la urmă am reușit și eu să-mi plasez comanda, cred că într-o oră am reușit să o plasez. Deci aceasta a fost experiența mea de Black Friday. Dacă și voi ați plasa comandă pe aceste site-uri, mi-ar plăcea să-mi spuneți în comentarii cum a fost și la voi, poate vouă v-a mers mai bine un anumit site decât mi-a mers mie sau poate v-a mers mai rău, așa că spuneți-mi în comentarii. Iar acum haideți să trecem la partea și mai interesantă, și anume cumpărăturile. Și voi începe cu o comandă care mi-a mâncat sufletul, și anume cea de la Makeup Shop. Iar primul produs pe care vreau să vi-l arăt este un produs pe care îl doream cam de când am văzut că a apărut pe site-ul lor, doar că nu eram sigură dacă vreau să dau prețul acela pe el, așa că l-am luat de Black Friday și este vorba despre paleta aceasta de farduri de ploape de la NYX, se numește NYX Ultimate și este nuanța Warm Neutrals. Conține 16 farduri și unele sunt sidefate, iar altele sunt mate. Mie îmi plac foarte mult nuanțele acestea calde, mai ales le folosesc în pliu, și îmi plac și nuanțele calde sidefate de pus pe ploapă mobilă, așa că de aceea am hotărât să iau până la urmă paleta aceasta. Plus că, pe lângă selecția de culori, este o paletă pigmentată, extraordinar de pigmentată. Mi se pare surprinzător pentru NYX să facă niște farduri de o astfel de calitate. Mi se pare că cei de la NYX și-au îmbunătățit calitatea fardurilor, iar dacă până acum consideram că doar fardurile acelea de la ei, cele mono, prismatic, mi se pare că le zice, erau super pigmentate și metalice, ei bine, când am primit paleta aceasta și am sociuit-o așa puțin, mi-am dat seama că au lucrat destul de mult la calitatea fardurilor, pentru că uitați-vă și voi, de exemplu, nuanța aceasta de aici este foarte pigmentată și sidefată, sau aceasta. Sper să se vadă pe cameră, dar cum o să le fac un close-up ca să le vedeți mai bine și să fac swatch și la o nuanță mată, de exemplu aceasta. Și nuanțele se simt așa foarte cremoase, chiar sunt pigmentate, nu știu dacă o să reușiți să vedeți așa, dar v-am zis o să apropii totul ca să vedeți mai bine. Și se și transferă foarte, foarte frumos pe mână. Deci pot să zic că îmi place și mă bucur foarte, foarte mult că am cumpărat-o și abia aștept să o folosesc. Am mai luat de la ei burețelul acesta de la Real Techniques, este buretele lor în formă de diamant, zic ei. Îmi place foarte mult cum vine ambalat. Și acesta este burețelul, îmi place foarte mult aspectul lui, este cu alb
și gri. Chiar are o formă de diamant, de-abia aștept să-l umezesc, să văd cât o să crească în volum și să văd cum o să aplice fondul de ten și corectorul și ce o să mai aplic eu cu el. Și l-am luat pentru că eram curioasă să văd dacă o să facă ceva diferit în comparație cu burețelul portocaliu de la Real Techniques, pe care vi-l arăt imediat. Deci acesta este burețelul sub formă de diamant, iar cel normal este acesta. Am luat un set din acești doi bureței pentru că îi schimb o dată la 3, maxim 4 luni, pentru că nu-mi place să țin prea mult un burețel, mai ales din acesta cu care mi-aplic fondul de ten direct pe față, și sunt și foarte convenabili la preț, așa că merită să cumperi un astfel de set și să ai mai mulți. Și burețelul acesta este perfect, face o treabă foarte, foarte bună, la fel de bună cum face și un beauty blender, așa că dacă nu vreți să dați banii pe un beauty blender, mai bine vă luați un set de bureței din aceștia și știți că aveți cu ce să vă aplicați fondul de ten pe o perioadă mai lungă de timp și să arate și foarte bine și nu lasă aspectul acela de ten încărcat de mască, așa că vi recomand din tot sufletul. Și am mai cumpărat încă un burețel de genul acesta, dar unul separat, pentru că pe acesta vreau să-l fac cadou. Și dacă tot vorbeam de cadou, am cumpărat și paleta aceasta de la Sleek. Este una dintre paletele noi lansate de ei, se numește Peach Perfect și acesta este ambalajul frumos în care vine paleta. Din păcate nu o voi desface, are și sigiliu aici, pentru că vreau să o fac cadou, după cum am zis, și nu vreau să umblu la ea. Vreau ca persoana care primește această paletă să aibă ea bucuria de a desface produsul. Și ce am observat pe site-ul celor de la Makeup Shop de Black Friday este că paletele lor originale de la Sleek aveau o reducere mai mare în comparație cu acestea aduse noi. Nu știu dacă sunt în ediție limitată sau ceva, de nu le-au lăsat prea mult la preț, dar au avut o reducere, dar nu cine știe ce. Și ca să termin cu produsele pe care vreau să le dau cadou, am cumpărat și aceste rujuri lichide de la Boys & Berries. Sunt rujurile lor lichide mate care arată super bine și rezistă și sunt foarte pigmentate. Și am luat aici nuanța Aria și nuanța Voodoo. Am și eu aceste rujuri și îmi plac foarte mult aceste două nuanțe, așa că de aceea am decis să le iau pentru a le face cadou. Sunt extraordinare rujurile acestea și chiar vi le recomand din tot sufletul. Și am văzut că au adus creioane de buze de la Boys & Berries, așa că mi-am luat și eu două nuanțe și erau foarte convenabile la preț, cred că în jur de 8 sau 10 lei, nu mai știu sigur prețul creioanelor. Și am luat două nuanțe, am luat evident o nuanță de nude și așa arată, este un nude cu un subton de roz și este foarte pigmentat și nu necesită prea multe straturi pentru a se vedea și cred că o să facă rujul să reziste foarte bine, rămâne să le încerc. Iar cea de-a doua nuanță este, bineînțeles, o nuanță închisă. Este o nuanță frumoasă de vișiniu care mă duce cu gândul la struguri. Deci îmi plac nuanțele pe care le-am selectat, așa că rămâne doar să le mai încerc și să vedem cum o să facă ele rujul să reziste sau cum o să arate pe buze așa singure folosite. Am cumpărat și două tușuri lichide și am luat aceste două nuanțe. Sunt așa mai colorate, diferite de clasicul negru și vorbesc aici despre tușul Vivid Brights de la NYX și am luat nuanța aceasta de albastru electric și o nuanță de roz. Eu mai am tușul acesta într-o nuanță de verde și mi-a plăcut mult și pentru că am vrut să încerc niște nuanțe mai colorate pentru acest an, am optat pentru ele. Și îmi place tușul acesta pentru că este și pigmentat, adică nu e nevoie să aplici o groază de straturi ca să se vadă culoarea, rezistă și bine, dar are și pensula aceasta subțire și aplicarea este foarte ușoară, așa că dacă vreți niște tușuri colorate, vă recomand acest tuș de la NYX, mai ales că are o selecție foarte mare de culori și aveți de unde alege. Pe lângă tușurile acestea două, am cumpărat și un gel eyeliner din acesta, este tot de la NYX, este gelul meu eyeliner preferat. L-am avut și înainte și mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru că este pigmentat, rezistă super bine, e mat. Aveam mare nevoie de el și cum a fost Black Friday, am zis că e super bine, tocmai îl iau la reducere. Deci dacă aveți nevoie de un gel cu care să vă conturați ochii, să vă trasați linia, de tuș, să vă faceți codițe, dar pe care să-l folosiți și ca bază atunci când faceți un smokey, să zicem, vă recomand din tot sufletul meu produsul acesta, este extraordinar de bun, v-am zis, e cel mai bun gel eyeliner pe care l-am folosit eu vreodată. Și tot pentru machiajul ochilor am cumpărat două glitere. Evident, sunt tot de la NYX și am luat glitterul acesta cu mult, mult argintiu, dar are și câteva reflexii verde cu mov, cu albastru, arată super bine, dar și sclipiciul acesta auriu, care este doar auriu, arată foarte bine, dar abia aștept să le folosesc. Momentan l-am desfăcut doar pe acesta și este un glitter foarte, foarte intens. Sunt foarte încântată de aceste glitere și de-abia aștept să le includ în machiaje. Sincer, îmi vine să mi le torn așa în cap și să curgă glitterul peste tot.
Dar nu o să fac asta, o să încerc să mă limitez, să le pun doar acolo pe ploape puțin, cât să atragem atenția. Și am mai cumpărat tot de pe Makeup Shop setul acesta de pensule de la Real Techniques. Îmi plac foarte mult pensulele lor, așa că am zis să-mi iau și acest set. Sunt două pensule pentru ochi, una pentru aplicarea fardului și una pentru blending. Și așa arată cele două pensule. Aceasta mai plată este pentru a aplica fardul, iar aceasta rotundă este pentru blending, dar eu o văd perfectă și pentru estomparea anticearcănului. Și după cum am spus, chiar sunt foarte bune pensulele de la Real Techniques, așa că dacă sunteți în căutare de pensule noi, da, vi le recomand pe acestea de la ei, atât cele de ochi cât și cele pentru față. Și ultimul lucru pe care vi-l arăt de la Makeup Shop este o mască din aceasta pentru față, din aceea sub formă de șervețel. Cred că este o mască neagră, încă nu am desfăcut-o să vă despre ce e vorba, nici nu avem un plan să o cumpăr, dar am văzut-o pe site la 1 leu și un pic. Maxim 2 lei era, așa că de aceea am luat-o. Aș fi luat mai multe, dar cei de la Makeup Shop au limitat cumpărarea acestei măști și puteai să cumperi o singură mască pe persoană. De la Sephora, după cum am zis, am apucat să iau doar o paletă și anume aceasta de la Kat Von D. Se numește Satin Sinner și da, arată într-un mod inedit. Arată ca un fel de ușă de biserică. Cred că se referă la o biserică într-un stil așa gotic, nu prea mă pricepe la arhitectură și chestii, dar în fine. Și pe lângă faptul că arată interesant așa în exterior, aici pe spate este scrisă fiecare denumire de nuanță care se află înăuntru paletei. Paleta se deschide astfel, se deschide exact ca o poartă, iar aici pe margini sunt oglinzile pe care eu o să le dau așa în spate. Și acestea sunt nuanțele paletei, mie mi se par formidabile, sincer mi se par inedite, pe multe dintre ele nu am reușit să le asemăn cu nimic din ceea ce am eu în colecția de machiaj. Am tot stat să mă gândesc dacă să iau paleta aceasta sau nu, dar până la urmă mi-am dat seama că fardurile acestea sunt diferite de ceea ce am, așa că am zis că ar fi cazul să o cumpăr. Și nu regret absolut deloc că am cumpărat această paletă, pentru că pe lângă faptul că nuanțele sunt spectaculoase, sunt farduri foarte pigmentate și cremoase și ușor de blenduit. Cele sidefate parcă se adună așa puțin, dar nu sunt farduri prăfoase, iar cele mate zici că au o textură așa untoasă, cremoasă. Deci au o formulă super faină și pigmentația este la fel de uimitoare și rezistă și super bine. Bineînțeles că le aplic peste o bază de machiaj. Chiar sunt foarte fericită că am luat această paletă. Nu zic mai multe lucruri despre ea pentru că m-aș lungi foarte tare. Dar dacă vreți să fac un review dedicat acestei palete cu toate detaliile despre ea și cu swatch-uri la fiecare nuanță în parte, scrieți-mi în comentarii. Și produse de machiaj am mai cumpărat de pe site-ul celor de la MAC și la reducere au fost toate produsele în afară de anumite colecții limitate. Și pentru că eu îmi doream foarte mult un produs dintr-o colecție nou apărută, mi l-am cumpărat dacă tot am dat comandă. Și este vorba despre acest iluminator care vine într-un ambalaj... nici nu-ți vine sincer să folosești produsul, îți vine să-l ții așa pe post de bibeleu la cât de frumos este. Și a venit într-o cutiuță din aceasta transparentă și la fel și ea are un fulg auriu pe ea. Și revenind la produsul în sine, se deschide foarte simplu, doar apeși pe un butonaș și tadam, s-a deschis. Vine și cu o oglindă și cu protecția aceasta din plastic. Da, evident că ceea ce m-a atras la produsul acesta este ambalajul și faptul că are fulgul acesta imprimat aici, nu știu cum să zic altfel, dar și produsul este foarte bun, este un iluminator auriu, bate foarte puțin spre nuanță de argintiu, arată foarte bine și astăzi l-am aplicat, nu știu cât se vede pe cameră, dar în realitate vă zic sincer că arată foarte bine, nu lasă particule din acelea mari de sclipici pe față, arată totul așa uniform, este un produs cu o textură cremoasă, care rezistă bine. Eu de când l-am cumpărat l-am purtat și ziua și seara pentru că îmi place. Ce să mai zic? N-am ce să mai zic despre el. Mi-a plăcut foarte mult încât m-a făcut să plătesc prețul întreg pe el. Unii sunt obsedați de jeans, de pantofi, iar eu sunt obsedată de make-up. Asta e viața. Și la reducere mi-am cumpărat două nuanțe ale rujului lor lichid mat. Gama cred că se numește Retro Matte și eu mi-am luat nuanța High Drama, care este un vișiniu ce bate așa mai mult spre mov, e o nuanță oricum foarte închisă. Iar cea de-a doua se numește Dance With Me și acesta este un roșu, dar care bate cumva spre roz, deci nu e un roșu clasic.
îmi place foarte mult rujul acesta, mai am o nuanță de nude și știam cum este acest produs, adică extraordinar și nu mă pot lipsi de el, mi se pare unul dintre cele mai bune rujuri mate pe care le-am încercat eu vreodată, așa că de aceea când am văzut reducerea pe site-ul lor, am zis să mai îmi iau două nuanțe. O să le fac swatch ca să le și vedeți, eu nu pot să aleg una dintre aceste două pentru că îmi plac ambele în egală măsură. Aplicatorul este unul din acesta care la vârf e așa mai îngust și este foarte, foarte practic, mai ales când vrei să te dai cu ruși pe buza de sus, pentru că poți să-ți faci o formă a buzelor foarte frumoasă și fără să te mânjești. Deci, iubesc rujul acesta și mă bucur că au avut reducere și cei de la MAC și sper ca și anul acesta să aibă cel puțin aceeași reducere și să fie selecția de produse mai mare și eventual să aibă reducere și la colecțiile acestea în ediție limitată. Pentru că am plasat comanda aceasta la ei, am putut să aleg să primesc cadou niște mostre și am decis să le primesc pe acestea două. Aici este o mostră de la primerul Prep & Prime și are 6 ml și aici este o mostră de la un rimel de-al lor. Încă nu le-am desfăcut, nu știu cum sunt, dar rămâne să le încerc și o să vă zic părerea mea despre ele cu siguranță. Deci acestea au fost produsele cosmetice pe care le-am cumpărat de Black Friday. Acum hai să vorbim un pic și despre haine și accesorii și încălțăminte. Și o să vă arăt bluza pe care mi-am luat-o din Zara, pentru că v-am zis că am văzut o bluză superbă pe care o mai încercasem înainte în magazinele lor și am luat-o la reducere cu această ocazie. Și este vorba despre aceasta, dacă mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, deja m-ați văzut purtând-o, îmi place super mult cum arată. Chiar dacă are imprimeul acesta cu flori, eu o să o port indiferent că e primăvară, toamnă, iarnă. Eu oricum o port, îmi place materialul, este unul așa fin, dar nu este chiar subțire, deci e ok. Și bluza vine puțin pe gât și aici în față are câteva decupaje, iar la spate se închide cu câțiva nasturi care sunt foarte mici și să fiu sinceră cu voi, se închide destul de greu, deci cam am nevoie de ajutor atunci când vreau să mă îmbrac cu ea. Iar mânecile ei se termină cu un elastic și, nu știu, mie îmi place foarte mult, îmi place și cum stă cu ea și cum stă cu imprimeul acesta. Și haideți să trecem la comanda de la Stradivarius și vă arăt în primul rând pe că aceasta de cizme. Sunt cizme din piele întoarsă, înalte, peste genunchi, într-o nuanță de roșu aprins. Eu mai am cizme din acestea și le am pe negru și am zis să-mi iau și unele pe roșu, care să atragă mai mult atenția. Sunt perfecte atunci când ai un outfit destul de simplu și vrei să-l accentuezi cu ceva, să-i dai o pată de culoare, așa că m-am gândit că această pereche de încălțăminte va fi ideală. Au și puțin toc, nu este unul mare și este și așa rotund. Nu mai am încălțăminte cu toc rotund, dar chiar arată super ok și sunt foarte, foarte confortabile pentru că tocul este mic și este și gros și ele se închid pe partea aceasta cu fermoar. Și am mai cumpărat de la Stradivarius mai multe accesorii. Am luat în primul rând geanta aceasta. Ei îi spun geantă bijuterie, probabil din cauza că are aici catarama aceasta. Iar nuanța pe care o are aici este de un negru care bate spre verde și evident că este o geantă cu baretă pe care o puteți purta pe umăr. Este o geantă de dimensiune mică, adică nu încap foarte multe lucruri în ea, dar eu tocmai pentru asta am luat-o și e făcută din catifea. Deci aceasta este noua mea gentuță și am dat foarte puțin pe ea, cred că 50 de lei, parcă, nu mai știu sigur. Mi-am luat și o nouă curea, este aceasta. E o curea simplă, dar care are o culoare așa de roz prăfuit și este din catifea. Și catarama ei are aspectul acesta, este de un, nu știu cum să zic sincer, un fel de argintiu așa mai învechit, ca și cum ar fi cănit. Dar mie îmi place cum arată, o face așa mai interesantă. Și așa arată curea închisă, de-abia aștept să port, am probat-o și da, este bună. Am cumpărat și două perechi de cercei. În primul rând i-am luat pe aceștia, sunt cu niște floricele în foarte multe culori și sunt așa mai lungi, iar închizătoarea lor este o închizătoare normală. Mi-a plăcut mie foarte mult și având și reducere am zis că trebuie să iau. Și am mai cumpărat unii care săracii s-au cam desfăcut și este vorba despre aceștia. Au niște ciucuri cu roșu și s-au cam destrămat, să văd cum reușesc eu să-i leg, să-i fac să arate ca atunci când i-am primit, dar așa sunt foarte frumoși și mie mi s-au părut interesanți. Nu mai am cercei din aceștia lungi care să aibă mai mult roșu pe ei. Deci, de aceea i-am cumpărat și spuneți-mi în comentarii ce pereche vi se pare vouă că este mai frumoasă, aceasta cu flori sau aceasta cu ciucuri. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat de la Stradivarius este un fular, un fular pe care îl ador și l-am purtat deja de câteva ori. Este vorba despre acesta, e din blană artificială, este
un fular gri foarte, foarte pufos și moale, îți vine toată ziua să stai și să faci chestia asta. Iar înăuntru lui arată astfel, este foarte comod și chiar ține de cald, l-am purtat de fiecare dată peste palton și dă așa și o notă mai elegantă ținutei. Iar în partea de jos are dunga aceasta mai deschisă la culoare și nu are ceva care să se prindă înăuntru, adică să stea el închis. Pur și simplu îl pui așa și poți să-l porți așa și eventual să-i pui tu aici o broșă sau ceva ca să țină totul. Ori pur și simplu îl porți ca pe un fular normal și faci chestia asta și chiar îți ține de cald. O să-l dau jos acum pentru că o să mor aici. Dar acesta este noul fular care îmi place foarte mult și de-abia aștept să-l port în continuare. Știți că v-am zis că n-am mai găsit pe EMAG în stoc aparatul acela de călcat haine, dar m-am dus și l-am cumpărat din magazin. Și este vorba despre acesta și de ce vi-l arăt? Pentru că este un aparat foarte util. Eu l-am vrut pentru momentele în care trebuie să plec repede din casă și observ că tricoul sau ploverul sau bluza mea are câteva cute și nu stau să mai întind masa de călcat, să iau și fier de călcat și știți voi, pur și simplu pun apă aici, bag ăsta în priză, îi dau drumul de aici, pur și simplu apăs pe butonașul acesta, aparatul se încălzește în maxim 30 de secunde, hai să zicem un minut, iar apoi apăs simplu pe acest buton și pe aici ies aburii și țin la o distanță de câțiva centimetri de haina pe care vreau să o calc și este un aparat foarte bun și pentru călătorii, pentru că nu e nici greu și doar îl scoți, pui haina pe umeraj, trebuie neapărat să fie pusă pe un umeraj ca să poți să calci vertical și apoi cu aparatul acesta îndrepți haina și asta e, durează foarte puțin să faci lucrul ăsta și nu știu dacă am zis, dar este de la Philips și așa arată cutiuța în care a venit și văd că aici arată ce ai putea să calci cu aparatul acesta, deci chiar vi-l recomand, mi se pare, v-am zis, un aparat foarte util de avut. Și vreau să vă mai zic două cuvinte despre aspiratorul pe care am reușit să-l cumpăr și eu în cele din urmă de la EMAG. O să inserez pe aici undeva o poză cu el pentru că evident nu o să mă car cu aspiratorul în fața camerei și să mă chinui să-l țin pe aici. Dar acesta este aspiratorul pe care am ales să-l iau în cele din urmă. Cum am zis, este un aspirator simplu, nu are nu știu ce funcții complicate. Eu am vrut doar să fie unul care să nu fie prea greu, care să tragă bine toate gunoaiele și tot praful și ce mai e nevoie și să poți să perii foarte bine covoarele cu el. Așa că l-am găsit pe acesta și într-adevăr l-am folosit de câteva ori și face o treabă excelentă, deci chiar sunt mulțumită de el. Deci uitasem să vă arăt comanda de la Elefant, doamne, v-am vorbit de ea și am uitat sincer. Dar oricum nu o să stau să vă arăt fiecare carte în parte pentru că sunt extrem de multe. Aceasta este cutia în care au venit, sunt 3, 5, 7, 9... 11, 12, 13 cărți. Da, am cumpărat 13 cărți, așa că de aceea nu o să stau să vi le arăt acum pe fiecare în parte, pentru că aș lungi clipul ăsta foarte, foarte mult și oricum vreau să vă filmez un videoclip separat despre cărți, așa că acolo o să vă arăt toate cărțile acestea pe care le-am cumpărat și pe care le-am așezat acum în poala mea. Așa că urmăriți-mă în continuare dacă vreți să vedeți și clipul cu cărți, pe care la fel știu că multe dintre voi mi l-ați cerut și m-ați întrebat de el, așa că stați liniștite că urmează și el să vină cât de curând. Și acesta a fost haul-ul meu de Black Friday. Știu că a fost foarte lung, dar eu sper că v-a plăcut și că l-ați găsit util și dacă da, nu uitați să puneți un like acestui videoclip. Sper să vă fie ajutat faptul că am împărtășit cu voi experiența mea și după cum am spus, mi-ar plăcea să îmi spuneți în comentarii pe ce site-uri ați dat voi comenzi de Black Friday și ce experiență ați avut și voi și evident ce v-ați cumpărat. Iar ca o concluzie, anul acesta am de gând să nu mai stau toată noaptea să aștept să se deschidă EMAG-ul și eventual Makeup Shop și nu cred că o să mai dau o comandă pe Elefant de Black Friday anul acesta. De cărți, la asta mă refer, adică o să prefer să-mi iau cărțile pe parcursul anului când este reducerea aia de 50% pe care sper să o mențină și anul acesta pentru că e super utilă. Dar dacă o să văd alte chestii interesante pe Elefant de Black Friday, cu siguranță o să-mi cumpăr, dar nu cărți, asta e concluzia mea. Și ce vreau să vă mai zic este că m-am mai uitat și pe alte site-uri și nu mi s-au părut că au avut cine știe ce reduceri. Mi-aș fi dorit foarte mult să placez o comandă și pe The Body Shop, dar nu au avut reducerea pe care au avut-o în 2016. Atunci au avut 25% reducere pe tot site-ul, iar acum au avut un fel de ofertă la produsele acelea de sărbători, gamele acelea festive. Ofertă pe care o mai bagă și în cursul anului, așa că m-am abținut în a da o comandă la ei. Din păcate, sper că anul acesta să aducă din nou reducerea aceea de cel puțin 25% pe tot site-ul. Și cam atât am avut de zis. Dacă până acum
nu v-ați abonat la canalul meu, vă invit să o faceți pentru că astfel veți ști de fiecare dată când încarc un nou videoclip și dacă activați clopoțelul o să primiți și notificare când încarc unul nou. Și nu uitați că eu sunt și pe Facebook, dar și pe Instagram, așa că dacă vreți să-mi vedeți activitatea de acolo, urmăriți-mă și linkurile ca de obicei vi le las în descrierea videoclipului, așa că aruncați și acolo o privire. Și gata, ajunge, am vorbit o groază astăzi, dar sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți până la capăt și rămâne să ne vedem la următorul video. V-am pupăcit! Pa, pa!